În urma cercetărilor efectuate de polițiști, s-a stabilit că noaptea de 18 9 martie, tânărul de 18 ani din județul Timiș, prin escaladarea gardului, ar fi pătruns în curtea unui imobil de pe raza localității Secusigiu, de unde ar fi sustras un autoturism pe care l-ar fi condus și abandonat pe raza localității Timișoara. În urma extinderii cercetărilor, polițiști au stabilit că noaptea de 19 martie, tânărul, prin același mod de operare, ar fi sustras un alt autoturism parcat în curtea unei locuințe de pe raza aceleiași localități, pe care l-ar fi condus și abandonat pe raza județului Timiș. În urma verificărilor efectuate, în bazele de date, s-a constatat că tânărul nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. Pe numele tânărului a fost întocmit un dosar de cercetare penală sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt în scop de folosință și conducere pe drumurile publice a unui autoturism fără a deține permis de conducere.